Salutare, dragii noștri! Bine v-am găsit la un nou vlog, care nu este ca celelalte pe care le-am postat până acum. Este un vlog din prima noastră vacanță împreună în trei, unde actorul principal a fost Milan, bineînțeles, iar pentru că a fost prima noastră vacanță în trei, ne-am ales un resort în delta Dunării, unde să ne putem relaxa și distra. După cum puteți vedea, ne-am distrat, dar au mai fost și peripeții. Dar noi credem că ne-am descurcat foarte bine, fiind singuri și fără niciun ajutor. Am făcut curândul pentru a ne putea relaxa și ne-am simțit foarte bine. Cu siguranță vor fi și persoane care se vor întreba ce a fost în capul nostru să plecăm la un drum atât de lung cu copilul, atât de mic, la o lună jumate, dar nouă ne-a plăcut, noi credem că ne-am descurcat, ne-am relaxat, ne-am distrat și a fost o experiență faină pe care de-abia așteptăm să o repetăm, dar până atunci vă las să vedeți vlogul și să vă dați cu părerile în comentarii. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi este o zi mai specială. De ce? Pentru că este primul nostru concediu în trei. Uite cum se uită la mine, mâncaia și gura lui. Cum te uiți la tăticu, băi? Băi, cum te uiți la tata, băi? Am pus-o pe mami la volan pentru că numai ce am venit de la cântat și sunt obosit tare. Și să conduc ea puțin, că am zis că noi dormim un pic aici în spate, ca șmecheri, așa, mă? Așa, mă, tată, mă? Uite cum se uită la mine. Așa e, tată, noi dormim un pic aici. Dormim un pic, o lăsăm pe mami să meargă. Dragul meu, ce faci tu? Nu ne-am plecat la primare? Da. Da, mere la primare, uite, ne duce mami. Deci stați așa, stop, eu nu pot să vă las să vedeți ce urmează, pentru că mie mi s-a părut super amuzant când editam vlogul. Culiță, probabil fiind foarte obosit, nu și-a dat seama că Milan, de fapt, voia să facă treaba mare, iar ieri credea că îl deranjează centura. Eu am murit de râs văzând video. Pare tare rău că nu am filmat partea de după, când a trebuit să-l schimbăm, pentru că aveam amândoi mâinile ocupate cu bebe, dar vă las să vedeți și voi ce urmează. Ca la primare, dragul meu! Da, nu-ți prea place ție în centuri, uite, numai o centură și tot faci, tot figuri faci. Trebuie să te prind acolo, că ne dă amendă poliția, nu-i voie. Da, iubirea mea, da. Am plecat în delta Dunării pentru că am zis să mergem la noi în țară, pentru că doar o săptămână avem la dispoziție. Pentru că după aceea o să trească să ne întoarcem la treabă, eu la cântat și Daniela, acasă cu bebelașul. Și am zis că, oricum n-am fost niciodată în delta, să mergem să vedem dacă ții, dacă nu, ții, dacă ne place sau nu. Și uite, avem de mers, stați să filmez, să vedeți cât avem de mers. 7 ore din Craiova. 7 ore din Craiova. Mamă. Ia uite, nu știu scrie acolo. Asta este din Craiova, pentru că acum suntem pe la Craiova, că am avut eu de cântat aici azi noapte și am venit cu toți aici și am plecat de aici acum pe dimineață. Dragul meu, ții iubire, ții somn? Fă nani. Nu prea vrei tu să dormi, ești ca un hoț. Ți-o luam mami oglindă de aia să te vadă în oglindă. Faci, Dani? Hă? Cam te uiți, cam ții. Hă? Îți pun imediat F1 să dormi. Dacă nu dormi, punem F1 pentru bebelaș. Dacă sunt printre voi mămici curioase de ce am avut nevoie să luăm cu noi pentru bebe, o să vă las în descrierea videoului toate detaliile și toate lucrurile de care am avut nevoie. Cu condusul am făcut la început cu schimbul, pentru că băieții mei s-au odihnit bine în spate, iar eu am condus, iar apoi când a fost nevoie să alăptez, am oprit și apoi a condus Culiță. Vă recomand să opriți de fiecare dată când este nevoie să alăptați, pentru că așa este cel mai sigur și nu este bine să alăptați în timpul mersului. Bună dimineața! Auzi ce sunet minunat! Ce se aude, ce se aude, să vă cine răspunde. Dragă, ți-o te zid, bebele! Vai! Mami, hai că e belea! Hai să-l pui la țâță! Goate, iubirea mea, acum! Nu, că s-o făcu liniște! Dă mami țiții! Gata.
unde ai ajuns, mami? Prima călătorie, prima călătorie a lui Milan cu mama. Prima ședință de notare. Dată cheluțul. Ia uite, ne ajungi în sfârșit la destinație cu somnorile 1 și somnorile 2. Am ajuns și facem 40 de minute pe apă. Și după aia ajungem la relaxare în sfârșit. El are cea mai multă nevoie. Vreau să am venit aici să dorm. Nu știu voi, dar am venit să dorm. Nu mă interesează unde suntem. Mamă, de-abia așteptăm să ajungem. Lung drumul până aici. Dar noi n-am mai fost niciodată în Delta și așteptăm să vedem cum ne surprinde. Dacă doriți hidrobiciclete, bine, poate faceți cu schimbul. Dacă mergeți pe această alee, ajungeți până la spaunul și ajungeți la piscină. Dacă mergeți pe alea aceasta, în spatele hotelului, dați de pontonul numărul 2. Orice plecare cu barca, fie în excursie, fie la Murighiol, se face. După 10 ore de drum lung am ajuns și noi. Trebuie să ne lua cineva acasă. Alo! Cineva acasă. Ies cu bebele. Nu știu că pun ochelari, mafia orez cu lapte. Ioti. Ce faci, mami? Îți place aici? Îmi place, da, cu mine. Family. Ție îți place? Mie, da, normal. Stai, mamă, ăsta. L-am pus ca bossul. Uite cum stă. Mafia, orez cu lapte. Ce faci, mami? Wow! Îți place? În prima ta excursie. Cam răsfățat tu așa. Am avut peripeții pe drum. Îți place, mami? În sfârșit am ajuns în natură. În sfârșit s-a întors bărbatul acasă, să putem călători. Mai poți? Mami. Am încercat și noi să mâncăm ceva. Am incomodat de mâncare. Dar se pare că micuțul nostru mănâncă de când a venit în continuu. Nu las cu mami să mănânce și ea. Ba trebuie să-i tai o... Are prioritate. Da, nu are prioritate. Uite ce frumos e aici. Deci, bine. Ați stai eu mâncarea? Da. Îți bag singură dacă vrei. Nu, că... Fără mișto. Mâna asta. Bună, bună. Mulțumim frumos. Cum să vă ce ai făcut pe toate? Ți-o dat? Ți-o făcut inaugurarea? Bun venit în vacanță! Yeeey! Uite de ce are la gură! Ce ai, mami? Ai, Milan! No.
L-ai calmat, mami? Se calmează. Se pare că s-a învățat în brațe. Am învățat în brațe, da. De fapt, îi place lui să vadă. Din căruciori nu vede. Prea multe, nu? Unde te uiți? Unde te-ai la tăticul ăsta? Ei, la... Frumosule. Am mâncat în viața mea icre negre, caviar, negru și de-astea, că nu am fost, nici n-am avut bani, nici n-am fost curios. Acum m-am luat pentru prima dată în viața mea, recunosc, m-am mai mâncat. Nu te știu, zici că e ceasul meu de la mână. Pe asta o dat, noi nu mai zic că am dat. Nu, că nu-i vorba. Acum dacă am ajuns să-mi permis să mănânc, am zis, hai să văd cum îs, ce gust au, că n-am mâncat în viața mea. Mănânc pentru prima dată. Așa îi place lui. Vreau să încerc. Să încerce cei mai scumpi din meniu. Să încerc. Nu. Să încearcă. Ia, să vedem. Aha. Ce părere ai? Dar pune-le iubire, pune-și. Bine, am încercat așa gol să văd cum e. Nu cred că pe astea am dat 2 la 1 jumătate. A few moments later. Parcă ziceai că nu-ți plac. Acum dacă m-ai învățat cum să mănâncă, te recunosc că sunt de la țară, frate, și n-am mai mâncat din așa ceva. Și da, mi-a zis că să mâncă cu un ciocul, așa, parcă au altul. Parcă merge. Mi-aș mai lua o părție. Mai ia-ți. Bine, astea nu cați pe satul, ăsta e aperitiv. Mănânci înainte de masă. Dacă mi-aș lua să mă satul, mi-aș lua de mânc de 1000 de euro. Ce faci, mami? Am cumpărat piscina la bebe. A fost că la piscina acolo și o să nu știe să noapte și o să fie una mai mică. Uite, îmi dă piscina la bebe. De unde vă stai aici? Ca împărații. Pe gabosul. Pe gabosul, nu mai ce nimic, până acum nu m-au prins. Mă, iubire, mă, îți place la apă? Îți place? Îți place la apă, mami? Îți place la apă? Da, iubire. Lumea ta. Lumea ta. Dragul meu. E alb pe limba de la lapte. Bine. Du-te. Mă las un pic. Faci în curând, nu știu dacă e. Faci în curând, ai tu grijă de el, mă duc că faba e în piscină. Păi da, normal. Nu fii atent cum faci, fii atent. Deci am eu grijă de el, din piscină, făcând baie, eu fac baie în piscină și mă uit de el. Și după aceea te uiți tu de el și fac eu baie în piscină. Auzi la el? Mamă, uite ce jucărie am găsit lui Milan. Salut, măi, ce faceți? La plimbare? Mamă, ce fain e. Vă-ți 4 bubuși o găină, dai seama săracă găină aia.
ce bărbat frumos. Așa se mănâncă. Bună dimineața. Ce faci, mami? Ai venit la micul dejun? Da, ai venit la micul dejun cu mami și cu tati. Spune că eu am păpat deja. Ce e aici? Milan Bosu. Facem baie în piscină. Uite aici. Afiore sculat. Uite-l aici. Piscină, mă, capul. Ce, mama, să stăm în piscină. Mama, să stăm. Să stai și bof. De la soare, la mare, la soare. Gabriela era strezească copilul, așa se numește fasta asta, Gabriela. E Titanicul după lumea în vasul lui. Gata, iubire. Uite, Mila, ce reage, dai că tu mă... What the fuck? Băi, știți că... Cate... Cate... Băi, ce frică. Iată că fiul nu zice nimic. Iată că nu zice nimic. Bravo, măi, îți dau bani pe urmă. Bravo. Da, dacă îl mâncăm noi, băi, îl țeși ceva. Dă-mi un coș. Dacă fac un ciorba cu bani. Uite, mami, la ăsta nu-i rușine, mănâncă tot pepenele. Îi dăm, cum să nu? Și l-a dus înapoi de seară. Cum să-l cuci? Da. Pa, băieți, am plecat la masaj. Da, uite, mami, că și noi am fost. Am lăsat băieții. Le-am lăsat lapte, le-am lăsat de toate, le-am lăsat lui Culiță instrucțiunile și am plecat la masaj. Facem curând cu relaxarea, ne descurcăm. Este puțin greu pentru mine, mai ales Culiță se poate relaxa mai mult, dar eu trebuie să fiu non-stop cu bebe, mai ales că l-alăptez. Ce mișto! Dar ne-am descurcat în vacanța asta. Culeagă, nu, că mami la masaj. Da. Piticul meu.
Ocean și puțin mai în față pe cioata asta aici sunt cormorani și pescăruși. Generația mea, cel puțin, cred că sunt singurul care am rămas în Delta. Majoritatea sunt plecați. Ba prin afară, ba prin... Am colegi de clasă? Ce faci? Ce faci? Da, da, de creșterță. Îți place? Îți place în Delta, îți place pescat. Da. Primului partener moare și cel de-al doilea la scurt timp. Șapii nu este în apă și stau. Șapii nu este în apă și stau. Stau în apă și stau. Și cât se combină. Uite, ne-a ajuns și în ultima parte a vlogului și vreau să vă fac un mic rezumat. Totul a fost aproximativ așa cum ne-am imaginat. Am luat totul cu foarte mare calmitate, am fost foarte pozitivi cu bebele, totul a fost foarte ok. Noi ne-am înțeles bine, într-adevăr au mai fost mici tensiuni pentru că este normal, este un stres puțin mai mare sau poate mai multă frustrare, în special din partea mea pentru că programul meu este diferit, pentru că sunt 24 din 24 cu bebele, dar poliția este foarte înțelegător, mă ajută atunci când poate și mă bucur foarte mult că ne-am dat seama de lucruri noi despre relația noastră, că am avut discuții și toate merg înspre bine pentru că suntem pe un drum nou de data aceasta. S-a terminat vacanța, uitați ce plânge Milan. Și acum statusul din alea de pe internet. Nu fi supărat că s-a terminat, bucură-te că s-a întâmplat. Statusbun.com. No, Milan. De-alea luam eu. S-a plăcut în vacanță. Mai vii? Tu mai vii? Nu mai trebuie, foarte bun. Mai vii, tati? Mai vii.
Cam aceasta a fost prima noastră vacanță împreună. Dragul nostru Milan, sper din tot sufletul că îți vom inspira pasiunea noastră pentru călătorii și că îți va plăcea la fel de mult cum ne place nouă să călătorești și să vezi lumea asta toată și noi te vom lua cu noi în cât mai multe locuri. Iar vouă, dragi noștri, vă mulțumim pentru că ne urmăriți și pentru că sunteți alături de noi de fiecare dată. Vă pupăm!